Persoanele care vor să-și facă un test de anemie sau să vadă cum stau cu sistemul imunitar pot să-și facă analizele medicale necesare și la Spitalul Județean de Urgență. Dacă nu sunt asigurate sau nu au bilet de trimitere, trebuie să suporte prețul investigațiilor medicale. Investigațiile medicale care se pot realiza la Spitalul Județean de Urgență intră atât în sfera analizelor de laborator, cât și în sfera analizelor de radiologie. Se fac absolut toate analizele pe care le cer medicii specialiști, în afară de analizele uzuale, o hemoglobină, transaminază, uree, creatină, se pot face marker tumoral, se pot face anticorpi pentru virus și hepatici. Astfel, pentru 38 de lei puteți afla cantitatea de fluor din organism. Pentru prima dată, spitalul poate depista prezența drogurilor în urină printr-un test care costă 120 de lei. Un examen Babeș-Papanicolau costă 53 de lei, iar prețul unei investigații radiologice variază între 13 și 200 de lei. Pentru o ecografie generală, neasiguratul nu va scoate din buzunar mai mult de 40 de lei. Examinarea cea mai recomandată a fi efectuată anual sau chiar mai des este ecografia, pentru că nu are nocivitate. Pe de altă parte, neasigurații care au nevoie de asistență medicală trebuie să plătească și alte servicii. O consultație la un medic primar costă 40 de lei, iar una efectuată de un medic specialist costă 30 de lei. Prețul unei injecții variază între 3 și 5 lei în funcție de tipul ei, intramusculară sau intravenoasă.